doar 17 ani, Eva Zaharescu s-a mutat la Londra, acolo unde a decis să studieze ultimii ani de liceu. Ați ales de comun acord sau a fost dorința ei sau doar a ta să studieze anul acesta? Am făcut această alegere de comun acord, așa cum le-am făcut pe toate. Știam, de fapt, în momentul în care a venit această propunere din partea mea, într-un anume context, că Eva oricum era aici în sistemul britanic de învățământ, am preferat să-l termine acolo și să fie îndrumată de cei care au inventat sistemul britanic de învățământ, să fie îndrumată către facultate de la ultimii ani de liceu. Își dorește, să înțeleg, să continue cu universitatea tot în Marea Britanie? Da, în special arte. Prezentatoarea Observatorului de la ora 19 se mândrește cu fiica sa și spune că este o artistă. De altfel, în urma testărilor de aptitudini, Eva a fost redirecționată către domeniul artelor. Eva, într-adevăr, este o artistă, dar nu știam că este atât de artistă. Și atunci e important să fie îndrumată 100% așa cum trebuie, ca să-și aleagă ce să-și aleagă, dar să fie și ajutată să-și aleagă. Există vreo artă anume spre care ea are o înclinație specială? Ea este talentată și la dramă, teatru, este și pictează și cântă la pian. De aceea spun că sunt 5 opțiuni, inclusiv literatură engleză, la partea de compoziție, de creativitate, este foarte, foarte, e și foarte puternic. Deci, asta este clar o natură artistică și sunt convinsă că profesorii de acolo sunt în măsură să o îndrume către, de fapt, care este vocația și aptitudinile ei. Andreea și Eva continuă să aibă o legătură strânsă de mamă-fică, chiar dacă se află la distanță. Vorbesc de 2-3 ori pe zi în pauzele de studiu ale Evei și se vizitează vacanțe. Andreea spune că nu vrea să o învețe cu vizitele dese sau să o cocoloșească.